Bună ziua, stimați colegi. Vă mulțumesc că ați răspuns solicitării conducerii Uniunii Social-Liberale de a avea această întâlnire cu birourile politice ale celor trei partide, PSD, PNL, PC, și în curând vor veni și colegii noștri parlamentari, deoarece astăzi, după cum știți, este sesiune extraordinară. Avem de exprimat o poziție foarte clară a noastră ca o poziție politică în Parlament. Un mesaj foarte clar, în concordanță cu ceea ce se întâmplă în țară, nu doar în stradă, ci și în ansamblul problemelor și nemulțumirilor din țară, și de luat câteva decizii foarte clare privind acțiunea noastră în continuare. Aș vrea să-l rog și pe domnul Antonescu să vă salute, după care să mulțumim celor de la presă. În mod clar, în intervențiile noastre din cadrul ședinței extraordinare, vom prezenta ceea ce decidem astăzi împreună și mai ales modul în care putem să ajungem la deziderate care nu sunt neapărat ale Uniunii Social-Liberale, ci sunt deziderate necesare pentru România, și anume un alt guvern, un alt președinte și un alt parlament. Domnul președinte, vă rog. Domnule președinte, stimați colegi, vă salut și mulțumesc presei. Suntem de mai bine de o săptămână, de 10 zile, în prezența unor ample mișcări de protest, și spun ample, deși numărul participanților la aceste mișcări de protest nu este unul copleșitor, dar spun ample pentru că ele s-au manifestat spontan cu aceleași teme, pe aceleași teme, cu aceleași revendicări centrale în peste 60 de localități, cele mai importante localități din România. Pentru putere, sigur că este o criză și puterea este obligată să dea niște răspunsuri. Sunt însă convins și sper că și dumneavoastră, că și pentru noi, opoziția politică, ceea ce se întâmplă în stradă și ceea ce se întâmplă cu oamenii care sunt în spatele celor din stradă, oamenii care, chiar dacă nu au ieșit să protesteze, au aceeași nemulțumire, au aceleași revendicări și aceleași aspirații, este și pentru noi un prilej de a da niște răspunsuri. Nu putem să stăm, să asistăm la o dispută electorat, populație, popor, cum doriți să spunem, și putere, pentru că avem datoria de a reprezenta niște oameni care ne-au dat votul, pentru că lucrurile cerute astăzi de stradă sunt cerute de noi de ani de zile, și pentru că, indiferent cât le plac unora sau altora politicienii, partidele politice și clasa politică, la probleme politice trebuie să existe soluții politice. Și în sensul acesta, cred că prima obligație pe care o avem este să construim împreună răspunsuri care să arate și faptul că înțelegem ce se întâmplă și faptul că suntem uniți. E mai important ca oricând ca opoziția politică din România, care acum, iată, aproape un an s-a constituit în Uniunea Social-Liberală, să arate astăzi de ce e nevoie de ea, ce poate ea să facă pentru oameni și nu poate face pentru oameni decât dacă este unită. Le mulțumesc cu adevărat în acest moment jurnaliștilor, sau las pe gazda noastră, domnul președinte Ponta, să le mulțumească și mai explicit decât o fac eu. Vreau să profit, atât cât mai rămâne presa în sală, să vă spun și dumneavoastră și celor de la presă, în mod sigur, faptul că suntem absolut uluiți și indignați de modul în care, atunci când vrem să discutăm lucruri serioase, premierul Emil Boc apare de fiecare dată cu o minciună gogonată. Sâmbătă, singura preocupare a premierului României era să acuze în mod mincinos Uniunea Social-Liberală că a cerut tăierea fondurilor europene. Este o minciună îngrozitoare. Niciodată n-am cerut așa ceva și nici nu vom cere așa ceva, pentru că e vorba aici de bani pe care Guvernul României ar trebui să-i folosească. În mod sigur vom critica de fiecare dată Guvernul Boc că, în loc să folosească 20 de miliarde de euro, bani pe care n-ar fi trebuit să-i mai dăm înapoi de la Uniunea Europeană, ne-am împrumutat cu 20 de miliarde de euro
de la FMI, bani pe care trebuie și o să-i dea guvernul USL probabil înapoi. Dar vreau să spun încă o dată că suntem indignați de modul absolut irresponsabil în care un premier al României, indiferent cum îl cheamă, înțelege să ducă bătălia politică în momente atât de importante. Vreau să vă informez și pe dumneavoastră și presa că miercuri dimineață, împreună cu domnul președinte Antonescu, vom avea o întâlnire cu toți ambasadorii acreditați la București ai Uniunii Europene, tocmai pentru a explica punctul nostru de vedere al opoziției și mai ales pentru a asigura încă o dată că sistemul acesta de manipulare pe care, din păcate, și premierul Boc l-a folosit, este absolut lamentabil. Și de asemenea, împreună cu domnul președinte Antonescu, pe data de 31, vom fi la dezbaterea organizată de Parlamentul European, acolo unde nu numai că nu vom cere nimic privind sistarea fondurilor europene, ci vom cere, în mod sigur, să folosim acele fonduri europene, dar vom ridica, din punctul de vedere al opoziției din România și al societății civile, problema comasării și amânării alegerilor, problema angajărilor de răspundere, problema votului prin corespondență, problema controlului politic asupra televiziunii publice, tot ceea ce, din păcate, aduce regimul Băsescu lângă regimul Victor Orban. Vreau să fac această precizare pentru dumneavoastră, colegii noștri, și evident pentru presă, și în același timp să spun că ridică un mare semn de întrebare asupra capacității domnului Boc de a purta un dialog corect și onest cu noi cei din opoziție. Mulțumesc celor de la presă și ne reîntâlnim în Parlament.